Dragi părinți, știați că un zâmbet fericit și sănătos îi asigură mai multe șanse de a-și împlini visurile în viitor? Este vorba, bineînțeles, despre copilul vostru. Și pentru a avea un zâmbet sănătos, trebuie să vă îngrijiți de asta chiar de acum. Ei bine, participând la webinariile pentru părinți organizate de Crucea Roșie Română și Asociația Națională de Stomatologie Pediatrică din România, susținute de Colgate. Iar astăzi, alături de noi este doamna conferențiar dr. Roxana Oancea, medic primar ortodont, doctor în științe medicale. Bun găsit! Bine v-am găsit și mulțumesc pentru invitație. Cu drag, o să vorbim astăzi despre igiena cavității orale în timpul tratamentului ortodontic, ceea ce la un tratament ortodontic. Tratamentul ortodontic se adresează anomaliilor dentomaxilare. Mai pe înțelesul tuturor, sunt acele acțiuni pe care, să spunem, dezvoltarea sistemului stomatognat o are ca, va avea ca răspuns apariția unor ghesuiri, a unor spațieri, da. A unui aspect estetic care lasă de dorit. De pildă, copilul meu se confruntă cu această problemă. Are maxilarul mai mic? Deci, dacă dumneavoastră sesizați în momentul în care vă priviți copilul, că ceva în aspectul lui estetic nu este în regulă, cu siguranță va avea nevoie de un consult de specialitate. Deci, sfatul meu este să vă adresați unui specialist ortodont. Ce pot să vă mai atrag atenția este faptul că nu este suficient doar evaluarea aspectului estetic. Până la urmă sunt situații în care există disarmonii ascunse pe care dumneavoastră nu le puteți sesiza pentru că nu aveți pregătirea de specialitate necesară și în acest sens Academia Americană de Ortodonție ne dă niște ghiduri și ne spune că în jurul vârstei de 7 ani ar fi bine să avem prima adresabilitate către medicul ortodont. Ah, că el are 8 ani, deci cumva până în 7-8 ani e o vârstă... De vârsta optimă ca să vă adresați pentru o examinare complexă care va rezulta, bineînțeles, într-un diagnostic și un plan de tratament bine fundamentat. Ce se întâmplă dacă lucrurile astea rămân netratate? Pentru că te uiți în gura copilului, zici, băi, na, are maxilarul mai mic, nu închide gura foarte bine, dar văd că n-au apărut cariile, poate o să o duc așa toată viața. Problema se pune în felul următor. Există două mari categorii de aparate ortodontice cu care noi tratăm aceste disarmonii, aceste disfuncții de dezvoltare. Da? Sunt aparatele mobile, indicate copiilor cu dentiție temporară și mixtă și aparatele fixe, acele brecheturi care vin lipite pe suprafețele dentare. Da. Atât aparatele mobile, cât și aparatele fixe își au foarte bine indicațiile lor. Dacă dumneavoastră, să spunem, că ratați primul punct în care ați putea să rezolvați disarmonia dento-alveolară, ea continuă să persiste și să creeze efecte pe care dumneavoastră veți încerca să le compensați ulterior. Pentru că aparatele mobile pot să rezolve aceste anomalii prin abordarea dezvoltarea maxilarului printr-o ortopedie dentofacială, adică stimulăm creșterea sau inhibăm creșterea, practic influențăm mecanismele creșterii, iar ortodontia fixă foarte pe scurt este ortodontie compensatorie, adică pe maxilare deja dezvoltate, noi încercăm să obținem un maximum de estetic, un maxim de funcționalitate. Din ceea ce înțeleg, este mai bine să intervii totuși la 7, 8, 9 ani. Da, pentru că fiecare tip de aparat își are beneficiile și potențialul lui și ceea ce poți obține cu un aparat mobil la 8-9 ani, nu vei mai putea obține la 15-16 ani. Eu nu spun că situația nu se va putea rezolva clinic, dar din punct de vedere al eficientizării rezultatului, cu atât mai repede, cu atât mai bine. Este ultima întrebare, pentru că piața este destul de mare. Cum ne dăm seama? Adică mergem pe ceea ce spune totuși doctorul ortodont, nu? Nu cred că părinții poate să decidă ei singuri ce aparate dentare să folosească sau nu. Din experiența mea pot să vă spun că pacienții noștri sunt foarte informați la ora actuală. Ei, în momentul în care se adresează specialiștilor în cabinete, au deja un bagaj informațional pe care poate să-l culeagă de pe internet, de pe social media, da? Și de aceea este foarte important adresabilitatea către un specialist care poate să indice exact ce tipuri de examinări trebuie făcute ca să avem un diagnostic corect și un plan terapeutic conform. Minunat! Doamna conferențiar dr. Roxana Oancea, o ultimă întrebare legată de webinarul care va avea loc pe 10 noiembrie. Vă rog să ne spuneți, o să vorbiți despre aceste lucruri? Am să vorbesc pe
clar despre aceste lucruri și în plus am să insist foarte mult pe aspectele legate de igienă în timpul purtării unui aparat ortodontic, fie că este vorba de un aparat ortodontic mobil sau este vorba de un aparat ortodontic fix. Adică, care este responsabilitatea celui care beneficiază de un tratament ortodontic? Ce trebuie să facem noi acasă? La ce trebuie să fie atenți părinții ca să supravegheze și să vină până la urmă în întâmpinarea efortului medicului stomatolog specialist care a aplicat un tratament acolo și cum putem noi să ajutăm de acasă printr-o igienă absolut corectă ca să eficientizăm, să maximizăm rezultatul terapeutic. Minunat! Vă mulțumesc foarte mult pentru intervenție și vă doresc o zi minunată în continuare. Numai bine și aștept să mă abordați oricând pe tematică de igienă, de aparate ortodontice, de prevenția cariei, de absolut ce considerați că ascultătorii dumneavoastră ar fi interesați să audă. Mulțumim și noi, la revedere! Am stat de vorbă cu doamna doctoră, conferențiar dr. Roxana Oancea, medic primar ortodont, doctor în științe medicale. Dacă aveți întrebări așadar pentru doamna doctor, vă invităm să participați la webinarul Colgate de marți, 10 noiembrie de la ora 20, online pe site-ul programșcolarcolgate.ro.